Ludovic Orban a declarat la Vâlcea că se așteaptă să câștige un nou mandat la Congresul din toamnă și că dorește să desfășoare o campanie electorală internă fără atacuri. Ludovic Orban le-a cerut liberalilor ca delegațiile filialelor pentru Congres să fie desemnate în funcție de performanțele politice ale membrilor și nu de simpatia pentru un candidat sau altul. Pentru că am arătat cine sunt și ce pot. Pentru că vreau, știu și pot să asigur victoria Partidului Național Liberal în toate alegerile și pot să asigur buna guvernare a României de către Partidul Național Liberal. Atâta care timp unită, cât fiecare candidat și echipa fiecărui candidat respectă niște reguli simple de campanie, să nu-și critique, să nu-și jignească, să nu folosească pârghii guvernamentale împotriva unor susținători ai unora dintre candidați, atâta timp cât mesajele sunt pozitive și cât membrii Partidului Național Liberal pot să-și exprime democratic votul, competiția va fi în beneficiul Partidului Național Liberal. Ludovic Orban este convins că lucrurile se vor tranșa la Congres și că Florin Câțu, contracandidatul său, nu se bucură de sprijin prezidențial de la cotroceni în această competiție politică. Nu știu de unde ați tras această concluzie. Eu personal nu am tras această concluzie. La Congres vor veni 5.000 de membri ai Partidului Național Liberal, practic elita Partidului Național Liberal, delegați din fiecare filială județeană și de sector, și ei vor decide conducerea Partidului Național Liberal. Mulțumesc! Cu mare plăcere!